afli în meniul Servicii cont, sub meniul Constituire serviciu confortabil. Prin intermediul acestei funcționalități, poți transmite băncii instrucțiuni în vederea debitării directe a uneia dintre conturile curente ale companiei cu contravaloarea facturilor emise de un furnizor de servicii. Pasul 1. Selectează contul din care dorești efectuarea debitării la scadență a facturilor. Pasul 2. Selectează furnizorul de utilități sau de alte servicii. Poți parcurge lista furnizorilor disponibili sau utiliza opțiunea de căutare după denumire. Pasul 3. În cazul în care factura este emisă pe numele altui titular, te rugăm să bifezi câmpul Nu sunt titularul facturii și să completezi numele acestuia. Pasul 4. Completează detaliile de facturare, care pot varia în funcție de furnizor. Pasul 5. Completează câmpul valoarea maximă a facturii cu suma în limita căreia banca este mandatată să debiteze contul companiei în relație cu respectivul furnizor. Dacă valoarea facturii trimise de furnizor la plată depășește această valoare maximă, banca nu va debita contul companiei. Dacă nu dorești setarea unei limite anume, poți bifa valoarea maximă predefinită. Pasul 6. Stabilește data de început pentru activarea serviciului. Pentru finalizarea operațiunii este necesar să parcurgi și să accepti termenii și condițiile de utilizare ale serviciului de direct debit confortabil. Abia apoi tranzacția poate fi transmisă la bancă în vederea activării mandatului de direct debit apăsând butonul trimite. Te rugăm să revezi detaliile mandatului înainte de confirmarea acestuia. În pagina de rezultat vei primi confirmarea activării serviciului de direct debit confortabil pentru furnizorul ales.